pastilla de físico. Dilatare termico. Dilatarea este fenomenul termic prin care un corp își mărește dimensiunile prin încălzire. Fenomenul invers dilatării este contracția, adică fenomenul termic prin care un corp își micșorează dimensiunile prin răcire. O bară metalică se dilată în lungime, dilatare lineară. O placă metalică se dilată în suprafață, dilatare superficială. O bilă metalică se dilată în volum, dilatare volumică. La fel ca și solidele, lichidele se dilată prin încălzire și se contractă prin răcire. Termometrul cu alcool sau mercur funcționează pe baza dilatării lichidului. Atunci când temperatura crește, lichidul din interiorul tubului capilar al termometrului se dilată și urcă, iar prin scăderea temperaturii lichidul se contractă și coboară în tubul capilar. În intervalul 0 grade Celsius până la 4 grade Celsius, apa se dilată prin răcire și se contractă prin încălzire. Fenomenul se numește anomalia apei. Astfel, la 0 grade Celsius prin înghețare apa își mărește volumul și are cea mai mică densitate. Așa explicăm de ce gheața plutește pe apă. Straturile de apă aflate la plus 4 grade Celsius au volumul cel mai mic și deci densitatea cea mai mare. De aceea, pe fundul unui lac, chiar și în timpul iernii, temperatura este favorabilă viețuitoarelor. Pentru a pune în evidență dilatarea și contracția gazelor ai nevoie de un flacon mic de plastic, un balon, un vas cu apă caldă și unul cu apă rece. Acoperă gura flaconului cu balonul și introdu sticla pe rând în cele două vase. Vei observa că balonul se va umfla când este introdus în apă caldă și se va dezumfla când este introdus în apă rece. Viața cotidiană trebuie să ținem cont de dilatarea termică, de exemplu dilatarea șinelor. Este nevoie de rosturi pentru a preveni deformarea șinelor în timpul verii. La fel și la poduri. Se lasă spații libere la ambinări pentru a permite dilatarea pe timpul verii. Cablurile electrice aeriene, suspendate de stâlpi, trebuie să aibă lungimea puțin mai mare decât distanța dintre stâlpi, deoarece iarna acestea se contractă. Conductele de apă rece sunt învelite în material izolator și îngropate în pământ. În zilele geroase de iarnă nu trebuie lăsată apă în radiatorul mașinii. În ambele cazuri evităm situația în care apa prin înghețare își mărește volumul și ar sparge conducta sau radiatorul. Pentru mașini în loc de apă se folosește antigel care nu îngheață la 0 grade Celsius, ci doar la minus 35 grade Celsius, iar prin înghețare nu se dilată. Atenție la smalțul dinților! Dacă bei foarte rece sau foarte cald, acesta se poate crăpa din cauza dilatărilor și contracțiilor succesive. Dilatarea este fenomenul termic prin care un corp își mărește dimensiunile prin încălzire. Contracția este fenomenul termic prin care un corp își micșorează dimensiunile prin răcire. Dilatarea corpurilor solide poate fi lineară, superficială și volumică. În intervalul 0 grade Celsius până la 4 grade Celsius, apa se dilată prin răcire și se contractă prin încălzire. Fenomenul se numește anomalia apei.